Do you still want 1000 de euro? Așa, romengleza asta care circulă pe la noi, eu n-am o problemă cu ea. Bună dimineața! Da, cum să nu ne înțelegem. Emilian din Câmpina este la telefon. Doamne ajută, bună dimineața! Doamne ajută, bună dimineața! Să facem un ban frumos astăzi la Virgin Radio Breakfast! Să facem, aștept de, cam de mult, cam de ani de zile. De mult, măi, de când? Ani de zile. Wow. Eu sunt aici de 7 ani. De atunci. Emilian, da. Ce sumă crezi că faci astăzi la dispari 60 de secunde? Câți bani crezi că faci, sincer? 300. Nu-mi place, nu-mi place răspunsul, Emilian. Răspuns incorrect, n-am început bine. Așa. Vezi, Emilian, că noi am prins gustul de ieri și nu vrem. Da, vrem, știi, vrem să dăm și astăzi 1000 de euro, te rugăm să ne ajuți. Hai să jucăm dispari în 60 de secunde. Ești gata? Orice ar fi, acum îi dăm drumul. Da, sunt gata. Bun. 3, 2, 1, Emilian, let's go! Cărei țări îi aparține insula Tenerife? Tenerife, Spania. Cum se numește leguma înrudită cu conopida verde și mai puțin compactă? Conopida. Pat. Cât înseamnă 3 sferturi în procente? 75%. Despre ce pasăre se spune că aduce copiii pe lume? Barza. În ce muzeu este expusă celebra Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci? Louvre. Ce fotbalist român a lansat cartea Revenirea din infern, povestea neștiută a vieții mele? Gică Popescu. Cum se numește avionul prezidențial al Statelor Unite ale Americii? Force One. Ce țară este numită Țara Cantoanelor? Elveția. Ce monument de pe șoseaua Chiselev comemorează participarea României în primul război mondial? Aviatorilor. Cine este interpreta piesei Nu știi tu să fii bărbat? Delia. No! Doamne, zi, pe o scară de la 1 la 10, câte emoții ai avut? Mai deschideți. Multe, să știți, multe. Da. Foarte multe emoții. Mie vine să strănut, mai deschideți ușa că mie că iar pică radio-ul de la căldură. Dragule, cât ai spus tu că simți că o să câștigi astăzi la Dispare în 60 de secunde? 300. Fix 300! 300 ai câștigat, nu pot să cred! Hai să vedem ce e greșit. Băi, da, ai avut gura aurită. Da. Dar a zis și 1000 după. Vezi de ce zic eu să zicem 1000, să think positive. Să zicem 1000 din prima, mă. Ai avut multe emoții. Hai, cum se numește leguma înrudită cu conopida verde și mai puțin compactă? Stai că știi acum. E verde și seamănă cu o conopidă. Varza. Nu. Lasă varza. Conopida e un fel de copăcel. Așa, floricică. Și celălalt copăcel mai mic verde. Ăla verde. Broccoli. Pe la noi tu să mai vii. Ce fotbalist român a lansat cartea Revenirea din infern? Nu, Gică Popescu? Adrian Mutu! Așa. Da. Air Force One, ai știut? Țara Cantoanelor, Elveția? Ai zis corect. Monumentul de pe șoseaua Chiselev. Participarea României în primul război mondial. Îl au și ăștia la Paris, dar al nostru e mai mic. Mhm. Uh-huh. L'Arc de Triumf. Nu, Arcul de Triumf! Arcul! Bă, adevărul, n-aș fi știut nicio, sincer. Nu mă gândeam, mă. Nu, mi-ar fi venit orice. Mi se pare prea acolo, Arcul de Triumf. Era, na. Bun, și cine este interpreta piesei Nu știi tu să fii bărbat? Să fii bărbat. Este Delia, este Irina Rimes. Dar astăzi ai naufragiat la noi cu 300 de euro. Te pupăm să nu închizi telefonul. Ai fost mereu vestea mea.